Dragi prieteni, vă spunem bun venit la o ediție specială în care sunt alături de soția mea, Cristina. Este un început a unei serii de vloguri pe care dorim să o facem pe subiectul căsătoriei, logodnei, celibatului, ați înțeles tema generală. În această primă parte aș dori să discutăm despre o convingere pe care amândoi o avem, și anume că Dumnezeu a pregătit din veșnicie persoana cu care să ne căsătorim. Și cred că această convingere are o sumedenie de beneficii, în special pentru cei care sunt în perioada de pregătire pentru căsătorie. Așa că împreună cu soția mea aș dori să explorăm puțin subiectul acesta și care sunt beneficiile care decurg din convingerea că mâna invizibilă a lui Dumnezeu, providențială, prelucrează în taină persoana cu care ne vom căsători. Și astfel, perioada de așteptare a unui credincios până la căsătorie nu este una plină de frustrări, de telenovele, de drame și așa mai departe, ci una umplută de bucurie, de siguranță și de așteptare a intervenției miraculoase a lui Dumnezeu. Așadar, hai împreună să explorăm subiectul acesta. Care ar fi beneficiile? Precizez că afirmațiile pe care le voi face sunt din perspectiva unei fete, nu din perspectiva unui băiat. Ceea ce vei completa tu va fi din perspectiva unui băiat. Eu vorbesc din perspectiva unei fete. Primul beneficiu pe care l-aș enumera este acela de a fi scutit de un efort imens psihic și fizic de a căuta disperat un partener de viață. Cred că această căutare este nocivă și care te poate umple de efecte negative. Din perspectiva unui băiat, același lucru este adevărat. El nu trebuie să caute disperat. El trebuie să creadă și să aștepte și să dorească să vadă intervenția miraculoasă, providențială a lui Dumnezeu în viața lui și providența lui Dumnezeu să-l împingă spre căutare, spre curtare și așa mai departe. E clar că el trebuie să ia inițiativa, e clar că el trebuie să caute, e clar că el trebuie să lupte, să asedieze cetatea până cade jos. Dar să facă asta pentru că este mișcat de mâna lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu va asedia o cetate, o va cuceri sau nu va asedia după aia alta și așa mai departe. De ce? Pentru că nu există o singură persoană pregătită de Dumnezeu pentru tine, da? Așa că nu poți să te simți măcar vinovat pentru lucrul ăsta. Pur și simplu ești în căutarea unei cetăți mai bune. Înțelegând că Dumnezeu ți-a pregătit un partener și din punct de vedere al unei fete, aștepți cu răbdare, în smerenie, în sfințenie. Și aștepți și la studio a venit... Beneficiul 2. Beneficiul numărul 2 este legat de primul și anume... că te scutește de oboseala căutării compatibilităților între parteneri. Având în vedere atâtea telenovele pe care le vedem între tineri, chiar și credincioși, de păcate, gelozii. O fată crede că i s-a furat prietenul. O fată se uită la altă fată și spune, uite, fata aia ce băiat bun a reușit și să-și ia, eu n-am reușit și așa mai departe. Tot felul de povești de felul acesta. Cum crezi că această convingere te-ar ajuta pe tine ca fată? Clar, dacă crezi că Dumnezeu te-a pregătit din veșnicie un partener, ești scutită de gelozii inutile, deoarece ești încredințată că partenerul care este al tău va fi numai al tău. Deci nu poate fi căsătorit cu altcineva și tu încă să crezi că este partenerul tău și că este o greșeală faptul că este căsătorit cu altcineva. Deci Te scutește de o telenovelă inutilă, să-ți creezi un scenariu de telenovelă, te scutește de drama inimii frânte. Trebuie să te împaci cu gândul că dacă persoana pe care o plăceai s-a căsătorit, așa este din partea lui Dumnezeu și nu era pentru tine. Răsuflă ușurată. Exact. Răsuflă ușurată. Și urează-i drum bun. Hai să-ți dau o situație. Cunoaștem amândoi persoane care au trecut de o anumită vârstă pe care noi, în general, o considerăm târzie pentru căsătorie. Crezi că această convingere ajută în vreun fel astfel de persoane? Gândind că Dumnezeu este cel care a orchestrat absolut fiecare lucru din viața ta și nu este un domeniu în care El să nu fie implicat, primești o putere specială ca să gândești lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Asemenea, fete n-ar trebui să fie deloc descurajate, absolut deloc, pentru că, cunoscând atributele lui Dumnezeu, cunoscându-L pe Dumnezeu, vei ști că El nu-ți dorește răul și ceea ce face pentru viața ta
face într-un mod perfect. Nu a greșit cu nimic felul în care a decurs viața ta. Așadar, înțelegând că Dumnezeu aduce toate lucrurile la timpul lor, agață-te cu putere de acest lucru și prin credință mergi și consumă fiecare zi. Ia-o așa cum ți-o dă Dumnezeu, pentru că este cel mai bine pentru tine. Dar cred că e foarte importantă precizarea pe care ai făcut-o referitoare la timp. Dumnezeu nu a pregătit doar o persoană și o pregătește și o prelucrează, ci l-a pregătit și un timp. Asta înseamnă că orice grabă de-a mea, neașteptare, nerăbdare, este un fel de afront la adresa providenței lui Dumnezeu, care spune nu e acum timpul. Categoric. Da? Și te împiedică să te bucuri, cum spuneai, de fiecare zi. O trăiesc exact. În credință pentru Dumnezeu, asta mă împiedică. Deci Dumnezeu mi-a pregătit poate pe cineva, dar eu trebuie să mă duc, să-l caut, să-l găsesc și așa mai departe. Exact. De asemenea, te vei întâlni cu tot felul de persoane neînțelepte care îți vor arunca tot felul de replici, îți vor pune tot felul de întrebări incomode, care de altfel sunt lipsite de bun simț. Și știți la ce mă refer. Ai atâția ani și nemăritată încă? N-ai găsit și tu pe nimeni? Sau... Este un domeniu sensibil față de care n-ar trebui niciodată să ne permitem să glumim. Este terenul cel mai călcat în picioare de Satana și el s-ar folosi de orice cuvânt pe care îl spui ca să poată să umble la credința celor vulnerabili și celor care se află într-o situație delicată. Aș încuraja asemenea fete să nu ia seama, să te ferești de asemenea oameni, dacă poți chiar să-i confrunți în dragoste cu Biblia, chiar le poți împărtăși efectele pe care le au asupra ta asemenea întrebări. Poți în dragoste să le explici cât de nocive sunt pentru tine, cât de dureroase sunt, dacă sunt dureroase, și mai degrabă să încurajeze decât să descurajeze. Unii persoane zic de felul ăsta că Dumnezeu, da, a pregătit pe cineva, dar ei sunt un fel de agenți ai agenției lui Dumnezeu de matrimoniale. Știi, Dumnezeu lucrează, dar Dumnezeu se folosește și de oameni. Și acum, uite, eu sunt poate un om din ăsta pe care îl folosește Dumnezeu, neînțelegând că providența lui Dumnezeu folosește el instrumentele, știi? Instrumentul cumva aici vrea să iasă în evidență, știi? Dumnezeu e undeva ascuns și instrumentul e cel care iasă în evidență. Adică eu, sora sau fratele cutare care leg ițele dintre cutare și cutare. Da, cred că Dumnezeu se folosește de oameni, de ce nu? Și în cazul nostru s-a folosit de oameni, însă cred că se folosește foarte mult și de bun simț. De ce spun asta? Pentru că tot mai des sunt tinere fete care îmi spun, care mi-au mărturisit ce fel de interacțiuni au cu anumite surori. Pe mine mă îngrozește. Deci mă îngrozește ce întrebări incomode și ce întrebări lipsite de tact, de delicatețe, de feminitate. Este trist. Este trist să poți să-ți permiți o asemenea cotropire în viața unei tinere care se pregătește pentru căsătorie. Așadar, dragi fete, înconjurați-vă cu femei evlavioase, cu femei care au grijă de sufletul vostru, de feminitatea voastră. Știu să păstreze limita decenței și a maturității și să te respecte. Nu este un domeniu de glumit. Nu este deloc un domeniu de glumit. Aș atinge și problema pandemiei de imoralitate care există între tinerii creștini, în special vorbim, nu, de imoralitate înainte de căsătorie. Să subliniem faptul că această convingere, în mod special, te ajută să te păstrezi curat pentru partenerul pe care Dumnezeu ți l-a pregătit pentru căsătorie. Eu nu cred că cineva care crede din toată inima lui, care pregătit pe cineva din veșnicie de către Dumnezeu și chiar în momentele acelea, în anii aceia pe care el îi trăiește în celibat, Dumnezeu îl prelucrează pe el sau prelucrează pe ea, eu nu cred că cineva care crede asta își poate permite să, cum se spune, să meargă din floare în floare, să încerce relații și așa mai departe. Mi se pare pur și simplu blasfemiator să zici, cred că Dumnezeu mi-a pregătit pe cineva, cred că persoana aceea este prelucrată de Dumnezeu și eu totuși mă duc să am o relație cu o fată, cu alta și așa mai departe. Da, într-adevăr, gândul că Dumnezeu are pe cineva pregătit pentru tine, îți dă o putere și o convingere că este bine să rămâi curată în orice aspect. Da, vezi, mulți tineri au impresia că cumva noi am devenit de piatră după căsătorie, ceea ce din punctul meu de vedere este total fals, pentru că instinctele și sentimentele sunt cu tot o altă dimensiune. Ceea ce vrem să spunem este că înțelegem cu adevărat ispitele, poftele, trăirile pe care le au persoanele acestea, dar în același timp că teologia bate biologia. Wow. Cu cât cred mai mult că el este în control, că el prelucrează persoana aceea, că el este de partea mea,
că Dumnezeu o are din veșnicie, că Dumnezeu nu falimentează niciodată, cu atât asta mă va ajuta pe mine să mă înfrânez, să aștept și să mă duc cu un dar pe care Dumnezeu mi l-a dat de la naștere către persoana cealaltă. Un dar pe care el pe parcursul timpului l-a înfrumusețat, l-a dezvoltat, l-a cuplat cu un caracter creștin, cu o trăire creștină și așa mai departe. În momentul în care te vei confrunta cu plăceri, cu pofte, pentru că ele vor veni și vor fi acolo în tine și te vor măcina, lucrul pe care trebuie să-l faci este să le aduci înaintea lui Dumnezeu. Ca El să facă din ele ceea ce trebuie. Să le depoziteze unde trebuie și să le dea drumul atunci când trebuie. Și anume după căsătorie. Da, și eu cred că ele capătă o încărcătură spirituală atunci când sunt înfrânate și canalizate apoi exact către cine trebuie, când trebuie, unde trebuie, cum trebuie. Exact. Am vorbit mult despre felul în care convingerea aceasta e avută pe tineri și pe tinere înainte de căsătorie. Din perspectiva noastră, ca oameni deja căsătoriți, care avem deja ani de căsătorie, cum crezi că ne ajută pe noi? Cel mai bun lucru pe care îl produce această convingere că Andrei este bărbatul pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru tine. Da. Cum te ajută convingerea asta? În căsătorie vor veni momente grele, foarte grele, momente în care pur și simplu nu știi ce să faci. Momente de deznădejde, vei descoperi în partener lucruri noi care nu-ți vor plăcea, vei descoperi ambiții, vei descoperi că este o persoană imperfectă și vei fi rănită. Ca femeie este inevitabil. În momentul în care te vei confrunta cu slăbiciunile soțului, trebuie să-ți aduci aminte. El este cel pregătit din veșnicie pentru mine. Nu este o greșeală faptul că suntem împreună. Nu este o alegere proastă faptul că ne-am căsătorit. Mai degrabă vei lupta să cauți soluții. Măi, suntem căsătoriți, este voia Domnului, ce facem acum cu problema? Și aici aș adăuga faptul că dacă crezi cu adevărat în providența lui Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu ți l-a dat pe omul ăsta cu defectele astea în mod providențial. Exact. Dumnezeu nu-și găsește plăcerea în defectele acelea, dar El l-a pus cu defectele astea lângă tine pentru că El scoate din tine ceva, Dumnezeu prelucrează prin omul acela în felul în care este ceva în tine. Așadar, vorba ta, te uiți la soluții. De ce a pus Dumnezeu omul ăsta lângă mine cu problemele astea care mă face să mă simt în felul acesta? Ce vrea El să lucreze în mine? Exact. Și a spune nu doar referitor la problemele pe care le au cei doi, că amândoi au probleme, ci și problemele de fiecare zi. Nu? Am trecut prin atâtea necazuri și probleme împreună și uite, după ani de zile, privim înapoi cu bucurie și extraordinar de mulțumitori, văzând modul extraordinar, providențial în care Dumnezeu ne-a format pe amândoi prin toate greutățile acestea. Unele dintre ele extraordinar de grele. Deci încurajarea mea ar fi ca întotdeauna problemele să fie privite din perspectiva lui Dumnezeu, nu din perspectiva omenească. Nu trebuie pusă pe primul loc îndoiala. Nu, trebuie să privim așa. A venit problema, ce putem face? Nu ca să trecem peste ea, să o rezolvăm, trecem prin ea, ca a doua oară, dacă se mai întâmplă, să știm cum să trecem împreună. Este un rodaj. Intrați amândoi acolo. Intrați amândoi și rezolvați-o împreună. Nu vă distanțați fiecare în colțul lui și începeți să vă creați scenarii. Și vă puneți întrebări singuri și împreună cu Satan faceți un dialog perfect. Nu, apropiați-vă, spuneți-vă care sunt problemele și treceți împreună peste. Da, aș încheia cu o mărturie negativă. Am auzit un prieten pastor care la o consiliere încerca să convingă pe unul din cei doi că a făcut o alegere greșită în căsătorie. Acum când vorbim de alegerea unui partener necredincios, e clar că este împotriva voii revelate a lui Dumnezeu. Dar oricum, dacă cineva mă întreabă pe mine, uite, crezi că m-am căsătorit cu persoana potrivită? Dacă ești căsătorit, ai persoana cu care trebuia să te căsătorești. De acum înainte, te citezi, caută soluțiile. Vezi ce porți îți deschide Dumnezeu ca să lucrezi asupra ta și să lucrezi cu celălalt. Sper că sunt folositoare pentru voi aceste gânduri. Vi le împărtășim cu drag. Va urma și un alt vlog. Probabil unul în care încercăm să vorbim despre persoanele care au trecut prin relații, au greșit, au păcătuit și ce anume pot să facă din punctul acesta când s-au trezit la realitate și au înțeles că Dumnezeu are pe cineva pentru ele și că viața lor poate să ia o turnură în direcția corectă.
vă așteptăm la următorul vlog. Până atunci, dați un share, dați un like la clipul acesta, împărtășiți-l cu alți tineri și tinere și noi dorim ca să fie de folos multora. Cristina, mulțumesc pentru participare. Cu drag.